vești importante, vești importante, te rog să fii atent în această seară de la 20:30 începe cel mai așteptat serial al momentului, Vlad. Sezonul 2 vine cu multe răsturnări de situație, noi intrigi și noi personaje. Chiar acum Damiana se află în culisele serialului și ia pulsul. Bună! Bună, bună tuturor! Mai mult decât atât, am ajuns în noul apartament al lui Vlad, pe care o să-l vedeți chiar în această seară. Bineînțeles, Vlad este gazda noastră aici. Măi, frumos apartamentul tău, chiar frumos. Vă place, nu? Vă place, nu? Da, da. E așa, doar de tranzit, e ok. Da, nu, și ai și văd mulți prieteni alături. Păi el e, după cum știți, angajatul meu secret, care acum studiază ceea ce are de făcut pentru astăzi, adică programul lui pentru astăzi. Și aici sunt colegele mele care tocmai au gătit. Da, fetele chiar au gătit ceva foarte... Am făcut un tort, am lucrat toată noaptea la asta și sper că o să vă placă ce a ieșit. Am cules și fructele tot noi, le-am cules pe fiecare în parte. Doar le-am tăiat, ele le-au pus frumos aici. Tu văd că te-ai așezat ca să te și servești sau să fii servit, cine știe. Ură, dar mă aștept puțin să vedem, să dea cineva tonul. Păi cred că George ar putea să dea tonul. Tu ești puțin incognito aici, ești foarte studios. Noi avem un sistem de ăsta foarte secret în care, prin care comunicăm, ascundem informațiile secrete în reviste de mașini și eu mă uitam la poze, încercam să-mi dau seama că personajul nu e foarte elevat. În seara asta o să începem show-ul. Să pregătim televizoarele! Nu trebuie să schimbați bateriile la telecomandă, pentru că oricum e pe ProTV. Așa că la 8:30, uitați-vă pe Instagram-urile noastre, noi vom da 5, 4, 3, 2, 1 și va începe Vlad sezonul 2. O să fie e mai confortabilă tare. Canapeaua. Eu zic să testăm și noi canapeaua, nu? Hai să ne așezăm, să vedem dacă avem loc. Echipa este sus, vă așteaptă cei drept pentru filmări. Dani, nu mai sta lângă tort, te rog, eu nu mai sta lângă... Hai că eu stau aici, uite aici. Așa. Nu, dar chiar sunteți pregătiți. Vrei tu să stai aici? Stau oriunde mă primiți, să ne pregătim așa cum trebuie, pentru că mai avem doar câteva ore și ce o să vedem astăzi? Sunt chiar sunt foarte, foarte curioasă. Iată, o să vedeți ce s-a întâmplat în sezonul 13, nu? Nu, în cum s-a încheiat, 13, când s-a încheiat, în episodul 13. Toată lumea știe cum s-a încheiat episodul 13, nu e așa, Olimpia? Cum s-a încheiat? Repede. S-a încheiat episodul 13, nu mai ține minte. Cu un sărut în forță. Toată lumea a întrebat de ce nu s-a încheiat în forță. Păi s-a încheiat în forță cu un sărut în forță, nu e așa a fost? Da. Chiar am putea în încheiere să reproducem acel sărut, să vedem de seară ce se va întâmpla. Imediat după ce ieșim din live, putem să... Da, e ok. Facem publicitate. E încă liniște un pic. Astăzi aveți o zi grea? Da. E o zi destul de plină aici, da, pentru că tocmai ce ne-am mutat înapoi în locația asta și sunt niște secvențe de filmat. Sunt destul de multe, da. În timp ce voi vă uitați la noi cum suntem frumoși aici și o să mâncăm tortul acela pe care scrie Vlad 2, să ne pregătim pentru diseară, noi până diseară o să muncim și o să filmăm. Echipa se pregătește sus pe terasă pentru o nouă secvență, care o să fie în alte episoade, bineînțeles, nu în cel de diseară. Pentru cei care nu știu așa în încheiere, ce înseamnă pentru voi Vlad? Pentru mine a fost o schimbare, mie mi-a schimbat viața, adică experiența asta clar mi-a schimbat viața din toate punctele de vedere. Stai să vină microfon! Cred că tuturor ne-a schimbat viața Vlad, dar cel mai mult cred că Lunatea și Olimpia și Andrei și Michi și tinerii. Tânăra speranță. Cred că Vlad este o oportunitate pentru noi de a da publicului un produs de calitate și mă bucur foarte mult că eu personal că fac parte dintr-o echipă profesionistă, o echipă de film și am reușit să aducem asta în serial și cred că s-a văzut pentru că share-ul a fost mare. Eu vă mulțumesc frumos, de fapt a fost o păcăleală, v-am pus pe canapea doar ca să fiu eu mai aproape de tort. Puteți continua, vă duceți pe set, da? Cam atât de aici, eu rămân cu tortul. De ce rămâi cu tortul? Hai cu tortul și la noi! Și nouă, da. Da, pentru că ne bucurăm cu toții că începe Vlad și încă o veste bună, fanii serialului Vlad pot vedea o scenă integral din primul episod pe pagina de Facebook, astăzi, începând cu ora 12.